Ok, deci, salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip din seria noastră de The Veterans, cel mai tare SMP. Dacă vă place această serie și mă susțineți, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu durează foarte mult timp, e un mic buton așa acolo, care ajută foarte mult. Gen, pe mine mă motivează, asta e tot ce, cred că tot ce contează. Mă motivează tot ce contează. Ce rime am făcut? Ok, ca asta trebuia să fac eu. Da, atunci. Ok, suntem la ferma de scheletoni. Și... oh my fucking god, 3 frame-uri. Stau să merg cu spatele, ca să n-am lag foarte mult. Ok, asta să ne uităm, vreau să văd cam câți schelet sunt aici. Sunt aproximativ 585 de schelet, vedeți? Eu de acolo din sus, din colț, eu arăt cu degetul. Așa, bine că filmez. Ok. Tot ce trebuie noi acum să facem. Suntem mai aproape de ăștia. Și... poc! Și nu am dat nimic. E cu lag, e cu întârzie. Oh my fucking god, două primuri. Mi-a dat crești mai grată, cred. Nu, și ar veni pe level 49. Lord. Ok, am stat aplicat ceva timp. Chiar am stat aplicat ceva timp. Gen, cred că am stat aproape o jumătate de oră, cam așa. Și s-au făcut alții scheleți. Ok, momentul ăsta, nu știu cum să vă explic eu, dar sunt cam... sunt, cred că, aproximativ distrus dacă nu găsesc shovel-ul. Cred că mi-am aruncat shovel-ul aici în lavă. Cred că mi-am aruncat shovel-ul în lavă. Păi asta e, facem altă acum. Asta să eu mă ce poți rapid. Ok, în caz că nu știați, dacă aruncați un... s-a părut că am fost un dacă aruncați un... o poțiune din asta de heal pe niște scheleți, zombie, pigmen sau chestii dintre astea, monștri dintre ăștia care sunt morți. Dacă arunci pe... aia nu le dă heal, ci le dă damage. Și... așa am făcut eu să-i omor pe ăștia toți ca să mai stau 5 ani. Ok, haideți să luăm astea. Pun asta în chest. Astea două le arunc. Și haideți să încercăm. Ok, tocmai ce am ajuns la mine aici și haideți să vă arăt cam ce am mai făcut. Am mai construit o casă în mini sătucul nostru. Deci asta este casa. O să mai fac una aproape exact ca asta. Am găsit un design maker pe internet cu partea asta și am mai modificat-o eu. Mi se părea prea simplă aia. Mai avea acoperișul făcut din ea, eu l-am făcut normal, adică... am decorat pe aici un pic, nu? Un pic de tot, că n-am avut timp. Și haideți să mergem... să mergem să facem enchanturile, trebuie să le facem și după să ne batem cu Ider-ul. Batem cu Ider-ul. Oh my fucking god, sper că o să pot să-l bat singur. Sper că nu o să-l scap pe aici prin lumea asta. Stai din știți, nu o să mă bat pe aici prin aer liber. Da, totuși. Trebuie să astea. Și trebuie lemn. Ok, și lemnul ăsta îl fac eu beții. Bețe. Beți. Îl fac beții, mă. Ok. Stați puțin, mamă, ce lagă, nu știu ce. A, din cauza că s-a bătăți videoclipul lor. Ce noob sunt. Ok, haideți să vedem ce înceantăm. Deci, în primul rând, trebuie să înceantez un de asta. Un ce spui? Ok. Sper să fie bine. Hai să vedem. Cam breaking 3, sper să nu picep cam breaking 3. Protection 2, protection. Haideți să vedem totuși. Și ce mi-a picat? Fire protection 4, ăsta ce avea? Am breaking torch 2. Este ca aș face o pasta cu fire protection. Oh my fucking god, 23 de levele. Și asta e cât, nu facem.
Asta punem aici, mai facem încă unul. După nu prea mai am diamond. Hai de sus, mai facem un rost de acolo, de asta. Ok, și trebuie să-mi caut lopata neapărat. Stați să-mi caut lopata. Aici nu, aici nu, aici nu. Am făcut și niște poțiuni și niște chestii. Aici nu, aici nu. Asta e așa. Da, aparent am încă tot în coșul de gunoi de la spawn. Nu pot să mergeți toată, sunt așa, nu, frate. Nu e asta. Era cu silk touch. Da, am aruncat fără să-mi dau seama. Asta este. Ce mai întâmplă, haideți să o punem. Haideți să înceantăm încă unul, poate mai pică silk touch. Vreau silk touch neapărat pe lopată. Cam cel mai bun lucru așa pe care poți să lopată și efficiency 4. Hai să mai înceantăm una totuși, trebuie să fac rost de așa ceva și după înceantăm niște cărți în caz în care nu să mai avem silk touch în sfârșit. Silk touch efficiency 4. Ok. Haideți că am refăcut-o lopata. Stai să văd cum iau mai puține level. Așa că 13. Haideți-o să mă așa și cum îi zicem. Săpătorul X2. Ok, am făcut și a doua lopată. Chiar nu pot să merg cât de nu sunt, frate. Cum mai am să las aia așa, mă rog. Haideți să facem și o sabie și un pickex o să fac. Ok. Mă întrebesc 6 rapid lazuri? Da, 6. M-am uitat să văd ce au mai făcut și ceilalți membri. 5-6. Ok, perfect. Am găsit o groază de spawnere prin deșert peste tot. Doamne, doamne. Toată am așa un bulan la a găsi lucruri din astea. Stați că mai trebuia. Și nu mai am level. Fuck. Am folosit 13 level sau 12 level să fac aia. Ok, haideți că o să revin imediat. Când o să mă bat cu Wither. Ok. Mamă, ce-am crezut că nu mi-a ajuns. 4. Ok, oricum o să distrug el pe aici un picuț. Așa că o să facem fermător. Dăm și un bright. Punem un cap aici. Un cap aici. Dăm și noi pe un frumușel. Pac, facem poza. Așa. Cazam pentru thumbnail-ul Delta. Și haideți să pun asta. Mâncăm asta. Dăm cu asta, mâncăm asta. Și mâncăm și asta. Și mi-am luat, am crezut că mai am sărge. Mormă. Hai mă, gata. Atât. Gata. Ok, gata, am văzut. Credeam că să fie mai greu. Stați iau, dacă totuși îmi trebuie. Ok, credeam că să fie mai greu. Avem Nether Star-ul. Avem Nether Star-ul. Perfect. Ok, haideți să mergem acum să facem un beacon. De ce să revin? Imediat ce să fac beacon-ul și o să-l pun. De ce cancel? Speed. Boom. Ok, avem speed. Resistance-ul? Ia ce cum mai, cam cum mai. Hai că revin destul de repede. E binișor. Chiar e binișor. Ok. Îmi spun și haste. De chiar pot spun două puteri. Acum
am dat cancel la speed. Putem pune... A, nu. Deci tot așa. Ok, lăsăm speed. Era și mic dacă puteam spune două, cred trebuie să facem două ca să punem două din ea. Nu știu, o să mă mai documentez, să mai văd eu. Ok, mai vizionatori. Cam atât ca ce s-a... Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să lăsați un like. Dacă vă plăcea ce fac, apăsați butonul de subscribe dacă încă nu ați făcut-o. Și da, cam atât ca acest episod. La revedere!